seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Fetița abandonată ieri în scara unui bloc din centrul capitalei se simte bine și se află în grija medicilor. Mama încă nu a fost găsită. O adolescentă a fost bătută și umilită de un grup de fete, iar întreaga scenă a fost filmată și postată pe rețelele de socializare. Poliția investighează cazul. Mai multe vehicule au rămas blocate în zăpadă după ninsorile din ultimele zile. Conducătorii s-au ajutat unii pe alții să iasă din mormane. Iar pentru alții, zăpada a fost prilej de bucurie. Parcul Valea Trandafirilor a fost luat cu asalt astăzi atât de copii cât și de maturi care au mers la săniuș. Fetița de 2 săptămâni care a fost abandonată în scara unui bloc de locuit din capitală se simte bine și este internată la spital. Medicii spun că ea cântărește aproape 3 kg și nu are nevoie de îngrijiri speciale. Oamenii legii afirmă că mama încă nu a fost găsită. Micuța a fost internată în blocul perinatal pediatric al Spitalului Gheorghe Pala dintr-o secție obișnuită și nu necesită îngrijiri speciale, ne-au spus responsabilii, ea fiind adusă în instituție în stare satisfăcătoare. Potrivit medicilor, bebelușul este sănătos, cântărește aproape 3 kg și este alăptat artificial. Dacă era amplasată pe o suprafață rece, desigur că putea să soldeze cu minim o pneumonie sau poate și ceva mai grav. Dar a fost adus în stare satisfăcătoare, îmbrăcat din spusele cei care au preluat-o conform sezonului. Mai mult, fetița pare a fi îngrijită corespunzător. Probabil a fost și alăptată de către mama ei. Ofițerul de presă al IGP ne-a spus că mama fetiței încă nu a fost găsită, iar la poliție s-au adresat mai multe persoane care ar fi văzut femeia. Totodată, mai mulți oameni au încercat să afle cum pot ajuta fetița, iar alții chiar cum ar putea să o adopte. Micuța de 2 săptămâni a fost găsită ieri în jurul orei 15 la etajul 6 al blocului de locuit de pe bulevardul Ștefan cel Mare din capitală, de o femeie care a și alertat poliția. Aceasta a avut grijă de micuță până a venit ambulanța. Pe acest caz a fost pornit proces penal. Caz șocant în sectorul Ciocan al capitalei, o fată a fost filmată în timp ce este bătută și umilită de un alt grup de adolescente, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare. Cazul ar fi avut loc aseară. Poliția s-a autosesizat și spune că va investiga incidentul. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Aceste imagini au ajuns la adresa redacției noastre de la un urmăritor fidel. Potrivit lui, incidentul s-a produs pe strada Mircea cel Bătrân, iar totul ar fi început din motiv că fata bătută ar fi numit-o urât pe mama uneia dintre adolescentele care o băteau. În video se aude cum fetele au un vocabular necenzurat. Acestea o pun pe copila care stă în genunchi lângă un perete să le sărute mâinile, apoi o lovesc cu piciorul în față. În tot acest timp, adolescenta agresată le implora pe fetele care o băteau să se oprească. Gata, băi! În tot acest timp, cineva a filmat scena care a ajuns pe profilele agresoarelor. Ulterior, însă, imaginile au fost șterse. Urmarea imaginilor apărute în sursele mass media, cât și pe rețelele de socializare, unde o tânără este înjosită de către un alt grup de tineri, Inspectoratul de Poliție a sectorului Ciocana s-a autosesizat cu privire la cazul dat. Potrivit telespectatorului care ne-a expediat imaginile, nu este prima dată când fetele postează astfel de imagini pe rețelele sociale. Polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele acestui caz și să identifice adolescentele care apar în imagini, după care agentul constatator va lua o hotărâre cu privire la pedapsă. Iar în ale de bătăi de cap, conducătorilor auto un tir a ajuns într-un șanț aseară pe un drum care duce spre Vadul lui Vode după ce a derapat de pe șosea. Șoferii care au trecut pe alături însă nu au rămas indiferenți și l-au scos din mormane.
Din imaginile postate de un martor pe rețelele de socializare se vede că la câțiva metri distanță pe același drum a derapat și un microbuz care la fel a fost scos din omăt de șoferii care treceau prin preajmă. Iar un tânăr de 25 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce mașina în care se afla s-a răsturnat pe drumul spre Lăpușna. Responsabilii de la IGSU susțin că pe drumurile din țară se circulă în condiții de iarnă și atenționează șoferii să fie atenți. Potrivit meteorologilor, va ninge și în următoarele două zile, iar începând cu această seară și până mâine la amiază, în toată țara este valabil un cod galben de polei și ghețuș. A fost distracție mare astăzi în parcul Valea Trandafirilor din capitală. Zeci de locuitori ai orașului de la mic la mare s-au înarmat cu sănii și au mers la săniuș. Sigur că s-au distrat copiii, vă arătăm mai multe imagini de acolo în jurnal. Numărul mic de studenți bugetari și indicatorii de performanță obținuți de universitate sunt factorii care au stat la baza deciziei Ministerului Educației de a micșora cu peste 22% bugetul alocat pentru anul 2021 Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Într-un răspuns pentru ziarul de gardă, responsabilii de la minister susțin că în decursul ultimilor 2 ani au elaborat și aprobat noile mecanisme de finanțare a învățământului superior, stabilind o nouă metodologie de alocare a banilor, iar la luarea deciziei au participat și câte un reprezentant de la fiecare instituție. Reprezentanții Ministerului Educației spun că au avut deja o întâlnire cu rectorul pe care l-au informat despre noua formulă de finanțare. Reprezentanții Academiei și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu micșorarea bugetului alocat și au spus că vor ieși la proteste dacă autoritățile nu își vor schimba decizia. Moldovenii se adresează de 3 ori mai des la CEDO decât media europeană, câte cereri au fost înregistrate în 2020 și câți bani a pierdut statul în urma deciziilor curții, ne spune colega noastră Daniela Andreev. Daniela, bună seara! Bună seara, Tatiana! Bună seara, doamnelor și domnilor! Potrivit unei note analitice realizată de Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova, numai în 2020, împotriva Republicii Moldova la CEDO, au fost depuse 523 de cereri. Totuși, acest număr este cel mai mic din ultimii 12 ani, arată studiul. În 2020, CEDO a pronunțat 32 de hotărâri pe cauzele moldovene. Moldova aflându-se pe locul 7 din cele 47 de țări membre ale Consiliului Europei după numărul de hotărâri pronunțate. În cele 32 de decizii, CEDO a depistat 50 de încălcări ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului, majoritatea referindu-se la activitatea judecătorilor. 15 dintre ele se referă la încălcarea articolului 6 al CEDO, mai exact încălcarea dreptului la un proces echitabil. În urma hotărârilor pronunțate anul trecut, Republica Moldova a fost obligată să plătească peste 2 milioane de euro, iar de-a lungul anilor, statul nostru a pierdut la CEDO peste 19 milioane de euro. Acestea au fost informațiile. Tatiana? Daniela, îți mulțumesc. Peste 40 de copaci, majoritatea stejar tineri, ar fi fost tăiați ilegal dintr-o pădure din Ocnița. Despre asta a anunțat deputatul PAS, Radu Marian, care afirmă că prejudiciul ar fi de peste 80.000 de lei. Parlamentarul susține că încălcările ar fi fost admise de directorul întreprinderii silvice Iedineț, Veceslav Chiriac, în gestiunea căruia se află și ocolul silvic. Chiriac susține că sunt răfuieli politice, iar directorul Mulțilva a declarat că pe acest caz a fost pornită o anchetă. Noi la începutul lunii ianuarie, împreună cu câțiva colegi deputați de la PAS, am anunțat un grup de lucru parlamentar prin care să investigăm și să acționăm în privința tăierilor legale de păduri, pentru că am început să primim foarte multe mesaje de la cetățeni despre ilegalitățile care au loc în pădurile din Republica Moldova. Deputatul susține că a inițiat discuții cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, CNA și SIS, solicitând să fie efectuate controle în zonele cele mai problematice, conform mesajelor pe care le primeau. Problema este că se tai copaci buni,
tineri vii și iată în cadrul controlului pe care l-a inițiat la Jedinec, și aici vorbim de Ocolul Silvic, Lohnița, s-a descoperit aceste surplusuri, vorbim de cel puțin 45 de copaci de stejare, mare parte, unii din ei mai vechi de 100 de ani, care au fost tăiați ilegal. După ce sunt tăiați, cioturile copacilor sunt acoperite cu pământ și frunze, astfel încât să nu se vadă că acolo a fost un arbore, susține Marian. Radu Marian afirmă că în acea zonă s-au descoperit surplusuri chiar și de 88%, adică în loc de un volum autorizat de tăiere de 100 de metri cubi de lemn, la fața locului au fost depistați 188 de metri cubi. Prejudiciile financiare estimate doar pentru acest canton, da? Pentru o singură parte a pădurii, se ridică la 88.000 de lei. Dacă nu mă cel, ca să înțelegeți, în perspectivă, în Republica Moldova există peste 1000 de cantoane, da, de zone de pădure, așa cum spuneți ele, și puteți să vă imaginați în bani cât ar însemna pierderea asta. Deputatul ne-a spus că a transmis mai multe solicitări de controle în diferite zone, însă nu ne-a oferit detalii pentru a-i lua prin surprindere pe cei care se ocupă cu tăieri ilegale. Șeful întreprinderii silvice Jedinec, Veceslav Chiriac, susține că acuzațiile sunt răfuieli politice, iar șeful agenției Mold Silva ne-a spus că investigează cazul. Dacă dumneavoastră știți... Veceslav Chiriac, el lucrează de mai demult în silvicultură. Dumnealui poate ADN-ul a fost sancționat. Acum noi avem o anchetă de serviciu pe care o conduce șeful gărzii forestiere, domnul Rabii. Ei verifică toate dacă aceste încălcări corespund sau nu corespund adevărului. Săptămâna aceasta o să-mi prezinte raportul și numai decât o să fie sancționat dacă o să fie așa încălcări. Potrivit lui Dumitru Cojocaru, angajații care se ocupă cu defrișări ilegale sunt sancționați administrativ. Mai exact, în decurs de un an de zile, cei care încalcă nu pot beneficia de premii pentru silvicultori, iar dacă există pagube materiale, costurile sunt introduse în casa întreprinderii. Cojocaru susține că în 2020 defrișările ilegale au scăzut față de 2019. Parcul Valea Trandafirilor din capital a fost transformat astăzi într-o stațiune de săniuși. Fiecare deal era o pârtie, iar joaca părea o competiție. Zeci de familii au profitat de faptul că e duminică și că avem zăpadă din belșug și s-au dus la distracții. Nu e greu. Nu este greu. Atmosfera de munte a fost adusă în Parcul Valea Trandafirilor din capitala astăzi. De la mic la mare, chișinăuienii s-au înărmat cu sănii și au pornit să exploreze toate dealurile, transformându-le în pârtii. Cătălin, împreună cu frățiorul său mai mic, dar și cu mama care îi supraveghea dintr-o parte, spune că a așteptat mult aceste emoții. Îmi place de deluș, îmi place spoturile de iarnă. Mama ce face? Mama stă și privește. Are grijă de ce? Și are grijă de noi. E o mamă foarte bună și grijulie. Și această bătrână a venit împreună cu nepoții la săniuș. Ea spune că pe timpuri făcea trenuțuri din sănii la țară. Era și așa și era și mai mare. Noi la țară eram și era viesă. Părinții își ghidau copiii cum să se dea cât mai corect pe derdelușuri. Prima, să ai normală? Gătov? Поехал! Пока не все хорошо. Че тут не случится, разве что в дерево въедем. Обясняю, тормозит, поворачивает. Iar acest tânăr și-a improvizat o sanie dintr-o sticlă de plastic. Ну да, да. Пока наверх поднимаешься, уже согреваешься. Дорнич de zăpadă, pentru unii săniușul s-a terminat cu sania stricată. Chiar și cei care au privit dintr-o parte tot procesul aveau zâmbetul pe buze. Cine pândiți? Soțul iată coboară cu fiica acum la vale. Nevastră, de ce nu încercă? Mă tem. Eu îi las pe ei. Da. Da. Am venit să mă dau, da, că mi-e frică de aici, de asfaltul acesta, că aici e periculos. Ah!
ajutor! Gropile apărute pe drumurile din capitală după primul val de ninsori vor rămâne așa până când se va topi zăpada căzută în ultimele două zile. Primăria s-a apucat vineri să le cârpească, dar nu a reușit, așa că pietonii și șoferii trebuie să mai aibă răbdare. Cu greutăți circulăm, dar asta e realitatea. Prin glod, prin noroi. Pe unde mașinile ne feriesc să anumiți, ne vărâm prin noroi, pe unde când e liber, ne stăruim să mergem pe stradă, mai pe curat. Ce spun responsabilii de la Idrico despre reparația gropilor, aflați în câteva minute la știri. Un om de afaceri străin stabilit în Moldova de 15 ani acuză funcționarii Biroului de Migrație și Azil că sunt implicați în scheme de corupție și falsificare a semnăturilor. Ei, la rândul lor, neagă acuzațiile și spun că astfel bărbatul încearcă să obțină ilegal un permis de ședere în țara noastră. Jamal Karoma, cetățean al Federației Ruse de origine siriană, este stabilit în Republica Moldova de mai bine de 15 ani. Aici a deschis propriul salon de frumusețe. În tot acest timp a încercat de mai multe ori să obțină dreptul la ședere permanentă în țara noastră, însă fără rezultat. În 2009 году я получил решение, после того как обратился в суд, дали мне решение на постоянное видное жительство. Все равно через их работники бюро миграции они меня сказали: будешь еще 10 лет кататься, ходить по судам и не получишь. El afirmă că a avut mai bine de 20 de ședințe de judecată cu Biroul de Migrație și Azil. A fost de 4 ori în situația de a fi deportat și de fiecare dată a câștigat în instanță. În timp ce își rezolva propriile probleme, a devenit martor la mai multe fără de legi, spune el. Jamal susține că unii funcționari ai Biroului Migrație și Azil au creat o firmă fantomă, Amfitriad, care se ocupă de invitarea cetățenilor străini în țară cu scopul de a-și deschide o afacere, iar apoi prin escrocherie îi deposedează de bani. Сколько людей приехали, приезжали в Молдову на эту ферму? Хотели заниматься бизнесом. Их нету. Эта фирма обманула людей на 50 миллионов долларов. А я понял, что роль бюро миграции – это только приглашаем, депортируем и ставим замок. În 2014, echipa ProTV a făcut un reportaj despre 7 străini care se plângeau că au fost înșelați de această companie. Ei doreau să-și recupereze banii și să-i tragă la răspundere pe escroci. بريفورمه مبدئيه 116000 دفعنا خمس المبلغ كله 600000 قدم 65000 جمال كارامو spune că având un salon de frumusețe unde vin în mare parte cetățeni străini, printre care și studenți, a aflat multe istorii în care oamenii au avut de pătimit din cauza biroului de migrație. Bărbatul mai spune că a comparat deciziile de refuz privind prelungirea permisului de ședere provizorie care veneau din partea instituției și a observat că semnăturile sunt diferite, deși numele este același, al directoarei biroului Olga Poale Lungi. La fel îl spune că în documente i-a fost falsificat numele. В базе данных бюро миграции у меня другое имя. Три раза поменяли имя. В паспорт у меня одно имя. У меня больше 20 решений суда. Везде мое имя одинаково. Только в бюро миграции у меня другое имя. Jamal povestește că nu și-a văzut familia de 10 ani și nu-i poate vizita pentru că este frică de faptul că nu va mai putea reveni în Moldova, iar toate bunurile lui vor fi preluate de alte persoane. Cei de la Biroul Migrație și Azil au respins acuzațiile și spun că în decembrie i-au refuzat bărbatului prelungirea termenului de ședere, deoarece acesta nu a prezentat dovadă valorii investițiilor. Considerăm că adresarea este o încercare a persoanei de a impune biroului să-i determine statutul de ședere în Republica Moldova legii. Biroul respinge acuzațiile în abuz, falsificarea actelor sau încălcarea legislației invocate de străin. Jamal Karomo a scris o plângere pe acest caz la Procuratura Anticorupție. Responsabilii de acolo au spus că documentul a fost trimis spre examinare. Imagini ca de după război în satul Lărguța din raionul Cantemir, la doar câțiva pași de primărie, nu-i nici urmă de asfalt, iar în locul în care trebuia să fie un drum sunt doar mormane mari de noroi, printre care nicio mașină nu ar putea trece. Locuitorii spun că de când e satul nu au văzut asfalt pe străzile adiacente și sunt nevoiți să meargă pe jos kilometri întregi. Primarul satului spune însă că de un an de când a primit mandatul a reușit să asfalteze unele drumuri și promite că le va repara pe toate, dar nu a putut să ne spună când anume.
Pe mătușa Elena din satul Lărguța am întâlnit-o în timp ce se îndrepta în centrul satului pentru a-și lua pensia. Bătrâna spune că iese din casă doar pentru strictul necesar, în galoși și cu bastonul în mână. Eu, până la gât, nevoie. La noi nu-i nici lumină, nici șaun s-a făcut nicăt. Și e greu de tot. Stau și eu în casă. Dar mașinile au acces pe aici, pot să treacă sau când plouă. O să cad drumul, niște calii sunt încolo de vale, doamne ferește. Femeia spune că aproape în tot satul au doar drum de țară, iar când plouă sau ninge, mașinile nu mai pot intra decât pe o porțiune mică de drum care a fost reparată. Trec tractoarele cu gruz mare. Valentina, care locuiește în alt capăt de sat, iese în grabă la poartă când aude o mașină, pentru a avertiza trecătorii să nu înainteze pentru că vor avea nevoie de ajutor. Este foarte greu, dar noi ne-am obișnuit de acum cu drumurile. Suntem crescuți aici de mici. Locuitorii se plâng că le este greu să se deplaseze prin sat. Dar cum oameni trec cu mașinile încolo când plouă, când... Cum? Stau pe loc, nu des la mare, cum șed mașinile. Eu opresc acolo și se duc pe loc. Nu intră până în sat acolo. Nu, că nu pot, cum să intre. Aici o leacă-i făcut drumul ăsta, dar acolo nu-i și mai doriți. Iar copiii, ca pe timpuri, se încalță în galoși, merg pe jos câțiva kilometri până ajung la școală, iar la poartă își pun în picioare încălțămintea curată de schimb. Copiii la școală cum se duc, iar tot dacă locuiesc mai în mijlocul satului? Mai de capul lor, duc părinții din mână. Ia duc aici la școală. Școala e aici, dar păi satul e acte de mare. Acum două zile, o femeie din satul Lărguța a născut acasă alături de soțul ei pentru că ambulanța a rămas blocată în noroi. În ultima perioadă sunt mai multe cazuri cu pacienți care nasc acasă, dar eu cred că acum din cauza timpului a fost situația dată, da? A născut cu soțul. Soțul a ajutat pe venirea să ajungă bebelușul pe lumea aceasta, da? Deja echipa când a ajuns, la 35 minute după ce a născut. Acum mama și fetița se simt bine și urmează să fie externate în zilele ce urmează. Primarul satului spune că de când e primar a reușit să repare 2 km de drum, iar celelalte străzi adiacente urmează să fie asfaltate în viitorul apropiat. Undeva cam în jumătate, 50% sunt reparate drumuri. Pur și simplu, partea din unde s-a întâmplat în cazul de cunoaștere acasă, așa le-am prevăzut pe anul ăsta, pentru că noi, eu am primul an adică când sunt primar și noi am început de la rău la bună că să ieșim cu drumurile și nu putem, nu s-au acordat 900 ceva de mii de lei, dar și 900 ceva de mii de lei, mai faci licitație. Iar ce ține de iluminarea străzilor, primarul spune că a rămas ca doar o stradă să fie dotată cu iluminat stradal. Așa arată drumurile din majoritatea satelor din Republica Moldova. După precipitații, doar tractoarele au acces pe aici, iar locuitorii trebuie să se înarmeze cu ciubote pentru a putea ajunge dintr-un capăt de sat în altul. Reparația gropilor apărute după primul val de ninsuri a fost amânată. Muncitorii de la X-Drup au început de vineri să cârpească unele cratere, însă a nins, așa că lucrările vor continua după ce se va topi zăpada. Din cauza gropilor de pe străzile și trotuarele din capitală, pietonii se plâng că sunt nevoiți să meargă pe carosabil, iar șoferii au de înfruntat curse cu obstacole, după care trebuie să-și ducă mașinile la reparație. Strada Gheorghe Tudor din sectorul centru, șoferii treceau cu mare atenție pe lângă gropile de pe carosabil. Ion a ales să meargă pe aici ca să-și scurteze itinerarul. Sunt șofer bătrân, am practică și merg ca pe un teren minat, dar mă descurc. Suferim pentru că le reparăm, cât ședem, schimbăm cauciucul, alte piese. Ion Beșeliu se deplasa pe jos, ajutat de un baston. Bărbatul spune că autoritățile încep lucrul greu și în același ritm îl și încheie. E neexplicativ în ce stare să găsesc străzile astea, care ele sunt, să spunem, la o parte de străzile centrale. Dacă ei în 10 ani au făcut două străzi, vă dați câte sute de ani le trebuiește. Ca să ajungă la locul de muncă, Angela spune că este nevoită să meargă pe carosabil pentru că trotuarele sunt pline de gropi. Am surprins-o pe strada Colina Alexandru Pușkin. Cu greutăți circulăm, dar asta e realitatea. Prin glod, prin noroi. Unde mașinile ne feriesc să nu ne vărâm prin noroi, pe unde când
E liber, ne stăruim să mergem pe stradă, mai pe curat. Iar pe stradă la Sfântul Andrei din sectorul Râșcani, oamenii spun că de 20 de ani merg prin noroi și gropi. După vremea din ultimele zile, craterele uriașe s-au umplut de apă. Drumul e foarte dărâmat, trebuie de făcut, nu normal. Pe stradela Sfântul Andrei din sectorul Râșcani e greu să găsești o porțiune de asfalt. La fiecare pas dai de o groapă. Iar pe lângă cratere e plin de noroi. Deci pește, maloc, putem spune. Pește poate să crească aici. Oamenii care locuiesc aici spun că au trimis nenumărate scrisori și cereri la primărie ca autoritățile să intervină. Așteptăm să început de acolo și eu cum am auzit ca să ajungă și mai jos. Да тут нельзя с коляской выйти с ребенком прогулять, вот у меня это с ума сойти. Directorul întreprinderii Exdrupo spune că începând cu ziua de vineri, mai multe echipe au intervenit în sectoarele din oraș pentru a cârpi gropile. Față de anii trecuți, nu e așa strașnic. În orice caz, oricum, necesită intervenție. Noi am intervenit și până la ninsori. După ninsori au fost mult cicluri în gheț dizgheț. Practic, când erau fisuri, se formează găuri. Potrivit responsabilului, vor fi acoperite doar gropile mari și vor încheia lucrul în 3 săptămâni, dacă le va permite vremea de afară. Gropile mai mici vor fi cărpite la primăvară. În timp ce unii au falimentat din cauza pandemiei pe ei, izolarea i-a inspirat să se reinventeze și să creeze un produs unic în lume. Vorbim despre un cuplu de la noi care a inventat pungile de lemn. Gentuțele au ajuns chiar și în Japonia, deci e un cetățean străin care are legătură mai mult cu vinurile și vrea să promoveze cumva vinurile acolo, în Italia, în Marea Britanie. Ideea celor doi moldoveni i-a inspirat și pe producătorii emisiunii Imperiul Leilor de la ProTV, care i-au invitat să participe la următorul sezon. Detalii vă spunem la știri. Autoritățile din India se tem că până la 150 de persoane ar fi murit după ce un ghețar din Himalaya s-a fragmentat și s-a prăbușit într-un lac de acumulare. Valul uriaș format în urma incidentului a trecut prin satele din aval și la o hidrocentrală unde erau 10 de oameni. Nu este clar deocamdată câte persoane au avut de suferit. Catastrofa s-a produs în această dimineață. Martorii au declarat pentru presa locală că au văzut un zid de praf, roci și apă, după ce o avalanșă s-a produs în valea unui râu. Imaginile distribuite de localnici pe rețelele de socializare au surprins momentul în care apele lacului de acumulare s-au revărsat peste marginea superioară a barajului și au măturat tot ce le-a stat în cale. Localnicii se tem că angajații care lucrau la proiectul unei hidrocentrale din apropiere au fost luați de viitură, precum și sătenii aflați pe malurile râului în timp ce căutau lemne pentru foc și își supravegheau turmele de animale. Forțele aeriene indiene sunt pregătite să intervină pentru a participa la misiunile de salvare, a anunțat guvernul federal de la New Delhi, în timp ce echipajele de intervenție au fost deja trimise în zonă pe calea aerului. Cea mai mică și mai îngustă casă din Londra a fost scoasă la vânzare și costă aproape 1 milion de lire sterline, cu o lățime de doar 1,7 metri. Trecătorii ar putea cu ușurință să rateze locuința îngustă, prinsă între un salon de coafură și un cabinet de medicină. Această curioasă clădire de 5 etaje situată în cartierul Shepherd's Bush era la origine un magazin victorian de pălării cu depozite pentru stocarea mărfurilor și locuințe la etajele superioare. Casa are încă o mică vitrină ornată cu o lampă în formă de pălărie. Agenția care se ocupă de tranzacție explică acest preț prin faptul că imobilul construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului 20, constituie o parte unică a istoriei Londrei. Houses in London that are 5 stories high, but not have such a unique space, such individuality. The history that comes from this house, from the owners that owned it in the past, they've all put their own stamp on it.
Prețul ar putea fi exorbitant în raport cu prețul mediu al unei locuințe în Regatul Unit de 256.000 de lire, dar este tipic pentru piața londoneză. Este mai scumpă pentru că are tot ce îi trebuie. Dintr-un loc precum Shepherd's Bush poți ajunge în centrul Londrei în 10-15 minute, argumentează agentul imobiliar. Dacă va găsi un cumpărător la prețul afișat, proprietatea își va dubla valoarea din 2006, când a fost vândută cu 488.500 de lire. Produs unic în lume, creat în Moldova, un cuplu de la noi a combinat iuta și lemnul și a inventat pungile de lemn. Și dacă pe alți afaceriști pandemia i-a pus la pământ, pe ei i-a inspirat, pentru că anume în această perioadă le-a venit ideea. Afacerea lor le-a trezit interesul și producătorilor emisiunii Imperiul Leilor de la ProTV, iar cei doi au fost invitați să participe. De 9 ani, Maria și Mihai au pornit o afacere, o agenție de publicitate care s-a transformat ulterior într-o companie care face decorațiuni personalizate. De mai puțin de un an, aceștia au inventat propriul lor produs, unic în toată lumea. În momentul în care testam o cutie de vin și mi s-a primit cumva o geantă, așa, mai voluminoasă, mai nestandardă, după care am făcut o poză și imediat am aruncat-o în social media. Soțul mi-a blocat poza, m-a rugat chiar să o scot. Pur și simplu trebuie, știu, pânză din iută și eu deodată și am înțeles ce fel de pânză. Ca să realizeze ideea, Mihai a luat imediat un ciocan în mână, iar datorită pânzei combinate cu lemn, punga a devenit mai ușoară și mai confortabilă. Coincidența a fost că am lansat prima colecție de produse și totodată a fost ziua torbelor eco. Cei doi spun că perioada de carantină le-a priit pentru că atunci a apărut ideea pungilor din lemn. În scurt timp, produsele lor au început să treacă granițele și să ajungă peste mări și țări. Gentuțele au ajuns chiar și în Japonia, deci e un cetățean străin care are legătură mai mult cu vinurile și vrea să promoveze cumva vinurile acolo. În Italia, în Marea Britanie. De curând, soții au fost contactați de producătorii emisiunii Imperiul Leilor de la ProTV și vor participa în noul sezon al acesteia. La prezentarea ideilor de afacere, aceștia au pregătit o pungă din lemn gigant. Am mers la casting, la preselecție, am trecut preselecția și cu brio am trecut și filmarea propriu-zisă a emisiunii și așteptăm. Așa emoții n-am avut, cred că la primul examen de clasa 9. O pungă din lemn are o greutate de 200 de grame, așadar nu vă imaginați că este prea grea. Cea de la mine din mână are doar 80 de grame, iar desenul pe care îl vedeți a fost gândit de designerii de aici, iar apoi este imprimat de acest aparat. Sunt o iubitoare mare de tradiție. Prima noastră colecție de fapt este tot în stil tradițional, dar aceasta am pus accent pe trandafiri pentru că anul ăsta se va purta la greu trandafirii. Inspirația îi însoțește peste tot, iar pungile de lemn au început ușor să capete alte forme. Am făcut primul coș pentru haine sau pentru lucruri personale, prima gentuță pentru cosmetică. Aici vreau să vă arăt câteva din coșurile pentru flori. Maria și Mihai, alături de ceilalți colegi cu care muncesc cot la cot în fiecare zi, știu culmile pe care vor să le atingă. Să le aducem oriunde și să nu fie văzute ca produse, deci să creeze emoții. Dacă îți place adrenalina, poate îți rezervi un bilet către Arabia Saudită în 2023, vei putea să te dai în cel mai înalt, rapid și lung roller coaster din lume. Viteza impresionantă la care va ajunge este de peste 250 de km pe oră. Arabia Saudită vrea să aibă cel mai înalt, rapid și lung roller coaster din lume, care va merge cu peste 250 de km pe oră. Veți coborî de la 160 de metri înălțime și veți parcurge 4 km. Falcon's Flight se va deschide în 2023 lângă capitala Riad. Arabii nu se opresc aici. În același parc de distracții vor să construiască și cel mai înalt turn. Cel mai rapid roller coaster în acest moment este cel dintr-un parc din Abu Dhabi, care atinge 240 de km pe oră.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Albă ca zăpada și Războinicul vânător. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 0794005008. Cu seara frumoasă!